la, 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 așadar, la mulți ani România, la mulți ani Pro TV, la mulți ani Șurubel. Ce faci? Ai rămas singur? La mulți ani. Am rămas singur pentru că am foarte mulți prieteni aici pe canapea și aș vrea să-i cunoaște și voi. Fiți atenți un pic, Măruța, Adela și voi toți românii. Sunt mulți oameni extraordinari în țara asta. Și astăzi, în zi de sărbătoare, am și emoții pentru că vreau să le mulțumim lor, medicilor, asistenților, celor care salvează vieți, pompierilor. Și sărbătorim astăzi alături de echipele ISU București, Ilfov, ISU Iași și ISU Maramureș și avem o premieră. Echipa ISU București, Ilfov a reușit să obțină medalia de bronz în Spania la o prestigioasă competiție la care participă echipe din toată lumea. Cristian Căldăraru și colegii lui sunt astăzi alături de noi să ne povestească despre această reușită. Bine ați venit, băieți, la mulți ani românilor! Bine v-am găsit, la mulți ani românilor, la mulți ani România, la mulți ani Pro TV. Și felicitări! Voi sunteți o parte din echipă, nu-i așa, Cristi? Absolut, suntem o parte, ceilalți din păcate n-au putut să fie alături de noi și aș vrea să-i numesc, pentru că așa e frumos, coordonatorul lotului domnul Maior Ciongaru Lucian, comandantul de echipaj Marian Băltoiu, lipsesc și cei doi paramedici, Mihalache, te rog. Cei doi paramedici, colegii mei, Mihalache Bogdan și Stanciu Alexandru. Hai să vedem cum îi cheamă și pe băieții de aici de pe canapea. Vreau să vă țin minte și vreau ca toți românii de acasă. Sunt sigur că o să fie unii care o să se și ridice acum să vă aplaude. Deci, felicitări! Spuneți-ne numele vostru. Mulțumim! Eu sunt Stanciu Valentin. Ionuț, Ionuț este numele meu. Salut, Ionuț! Numele meu este Sora Sorin. Salut, Sorin! Și Alexandru Gavriloiu. Și salut, Alex! Vreau să aflu mai multe despre voi, despre viața de salvator, că până la urmă asta faceți, dar și despre medalia asta pe care ați cucerit-o. Spune-mi un pic că... Cum se numește competiția, Cristi, și cum ați cucerit voi medalia de bronz? Vorbim de World Rescue Challenge, este o competiție organizată de către World Rescue Organization în fiecare an. Una din țările care fac parte din această organizație organizează concursul. E un fel de campionat mondial, e campionat mondial, e cumva, exact. Hai să spunem așa, un fel de meca al pompierilor, al descarceratorilor. Toată lumea își dorește să ajungă aici, toată lumea își dorește să participe, pentru că vorbim de o competiție unde participă pompieri din întreaga lume. America, Franța, Germania, Spania, Portugalia, Australia, Noua Zeelandă. Deci vorbim de o competiție foarte prestigioasă la nivel mondial. Cum se desfășoară competiția la care voi ați luat medalia? Ce presupune concursul mai exact? Pe repede înainte vorbim de 4 zile de concurs. Vorbim de 3 probe, probă simplă, probă rapidă, probă standard și probă complexă, unde sunt niște mașini sunt implicate într-un accident rutier virtual. Se simulează, acolo, da. Vorbim de victime reale, acolo se bagă victime reale și noi trebuie în anumit interval de timp să evacuăm acele victime din mașină în cele mai bune condiții. Wow! Nu am mai participat ca țară la competiția asta? Absolut! Până acum? Suntem membri al World Rescue Organization de 7 ani. România a mai participat de-a lungul timpului, dar este o premieră națională faptul că o echipă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență reușește să obțină locul 3 la una din cele mai grele probe, la proba de complex. Acolo vorbim de 2 mașini implicate, vorbim de 2 victime, iar una din victime are unul din membre prinse între caroseria mașinii și șezutul scaunului. Știu că unul dintre voi a mai participat ieri, Ionuț, dacă nu mă înșel, anul trecut ai participat la competiție? Da, am fost alături de echipa de traumă, pentru că această competiție presupune practic 2 probe majore, proba de descarcerare, unde sunt echipe de descarcerare implicate în concurs, da, dar și proba de traumă, iar anul trecut putem să ne mândrim că am obținut locul întâi overall la această competiție care s-a desfășurat în Luxemburg. Bravo! Proba de traumă înseamnă prim ajutor sau? Prim ajutor, da. Probele sunt practic împărțite pe 2 zile, unde, la fel ca la descarcerare, vorbim de un scenariu simplu, unde scenariul implică acordarea primului ajutor pentru o singură victimă, și scenariul complex, acolo unde lucrurile se complică un pic, avem de a face cu 2 victime, dintre care una cu leziuni destul de majore. Aș vrea să vorbesc câte ceva așa cu fiecare dintre voi, mi se pare atât de interesant ceea ce faceți. Vali, uite, aș vrea să te întreb de ce ai ales meseria asta. Pot spune că am ales meseria asta, nu știu, cred că mai degrabă meseria asta m-am ales pe mine, să fiu sincer. A fost doar o chestiune de timp până când am reușit să devin pompier. Mă gândesc că noi ne naștem și doar timpul face ca noi să devenim pompieri. Care e cea mai frumoasă amintire a ta? Pot să mă bucur de experiența pe care am petrecut-o în Grecia vara aceasta. Am fost cu colegii mei detașați pentru stingerea incendiilor de vegetație și a fost o experiență foarte, foarte frumoasă pentru mine, pentru că pe unde mergeam lumea ne aplauda, lumea se bucura că putem să-i ajutăm animalele pe care le-am salvat acolo. A fost o experiență foarte mișto pentru mine. Wow, ce tare! Sorin, e o meserie care te consumă din punct de vedere emoțional, nu știu, pe tine sau și pe rudele tale, că mă gândesc că sunt oameni care te așteaptă acasă tot timpul.
tot timpul sunt oameni care mă așteaptă acasă și familia mă așteaptă acasă. Felul intervențiilor, la un moment dat, poate să te consume emoțional, ca să spun așa. La fapt, mă refer la faptul că nu știi ce găsești la fața, locului și da. Asta... Asta e discul meseriei. Asta e discul meseriei, da. Alex, care e cea mai grea parte? Că până la urmă despre asta vorbim. E o meserie grea pe care voi o faceți în fiecare zi la program. Tocmai ai amintit, cred că cea mai grea parte este impactul emoțional. Putem, nu știm ce găsim acolo, pot fi copii, rude. Am avut situația în care am găsit un prieten într-un accident rutier. Pe moment nu realizezi. După, făcând analiza intervenției, începi un pic să te gândești. Și îți faci datoria. Și îți faci datoria, bineînțeles. Vă mulțumim foarte mult, băieți. Simt că și prin faptul că facem performanțele astea și că vorbim despre ele, putem să ne simțim mai în siguranță la noi în țară. Și vă mulțumim pentru munca pe care o faceți. Urmează un alt campionat pentru voi sau urmează antrenamentul pentru alte competiții? Urmează pregătirea pentru campionatul național. Aici vorbim de faza zonală, faza națională. Primele două clasate la faza națională vor participa anul viitor în insulele Azore, în Portugalia, la campionatul mondial. Vă mulțumim, sunteți foarte tari și așa cum scrie peste agul ăsta, felicitări, echipa de descalționare București-Ilfov și celelalte echipe de anul din țară.